Deci, într-un alt desen, am zis eu mapa cu o frajă doar din punct de vedere organizatoric. Întreaga structură de clădire este o convenție organizatorică pe care vă prezint, dar așa au gândit-o nemții și așa au gândit să fie, să meargă programul mai bine. Dumneavoastră, vă zic, fără cunoștință, ați putea lucra totuși într-un desen, dar o să înceapă să meargă mai greu program. Deci e o convenție aici că desenez în desen 1000, el n-are nicio proprietate specială. Și îl numesc plan cofraj etaj curent. Și aici pot să-mi aleg două niveluri sau să aleg trei niveluri, dar nu vă recomand să alegeți toată clădirea, pentru că pur și simplu se vor face niște legături asociative cu întreaga clădire pe foarte multe planșe. Și e bine să fie doar desenele relevante legate, că altfel există un risc să înceapă să meargă mai greu programul. Soluții de rezolvare sunt întotdeauna, în sensul că se disociază desenele irelevante, adică ultimul etaj și aticul, să nu mai fie legate cu plan etaj curent. Acum o să închid și desenul ăsta de fundație, că nici el nu e prea relevant. Bun, cum o să încep planul de cofraje? Sunt în desenul acesta activ numit plan cofraje etaj curent. Îi spun creare vedere, selectez modelul MOI din față și o să-mi poziționez o vedere din față. Ce ar însemna plan cofraj? Înseamnă că secționez sub nivelul celei mai joase grinzi și mă uit în sus. Problema cu uitatul în sus, adică peste cap, cum trebuie reprezentat în desen tehnic, este corelarea cu arhitectul. Deci arhitecții cum se uită la această sală? Se uită sub nivelul grinzilor în jos, noi ne uităm peste cap și atunci pe dos planșele. Adică una e să mă uit aici, pare grinda sus, dacă mă uit de sus în jos, pare jos. Și atunci cum se rezolvă acest lucru? În realitate pe șantier ei se uită de sus, dar ei văd marginea cofrajului care se exact grinzile și ce au ei nevoie. Cum se rezolvă situația? Pe vederea aceasta creată, vederea din față, îi spun creare secțiune, o selectez și înainte să-i zic că mă uit de jos, îi bifez aici vedere sub planșă. Și atunci automat îmi pune o secțiune rabătută care se pupă cu vederea în plan. Și atunci o să fie exact ca și partidul de arhitectură. Deci numai după ce am pus vedere sub planșă, o să indic faptul că mă uit de jos, printr-un clic mai jos decât cerul. Selectez, fac un clic pe unde tai, deci trebuie să tai sub nivelul cele mai joase grinzi. Program îmi permite să fac și decupaje în trepte, n-am probleme, dacă să zic am un mezanin, nu e problemă să o fac din mai multe clicuri. Dar acum modelul ales e destul de simplu, cât îmi permit prin două clicuri în diagonală, în dreptung, să încadrez ce mă interesează să văd. Îmi așez aici reprezentarea, pe care o să-i dau un escape. Vreau să pozeze un, să-mi poziționeze un set de axe. Aici un pic, poate neplăcut, el e gândit să coboare axele pe secțiuni și pe elevații, nu pe plan. Dar asta implică să mai trasez odată axele și pe direcția cealaltă. Adică, în prima fază, unde poziționați axele, se referă la aceste axe, deci la axele de pe o direcție. Pot să-i scriu aici plan cofraj etaj curent. Și ca să adaug și axele de pe direcțiile celelalte, trebuie să-i dau comanda aceasta, axe automat în vedere. Comanda să o găsești pe click dreapta. E pe undeva, în fine. Axe automat în vedere, o iau de aici. Îmi aleg un ax și o să coboare axele perpendiculare pe axul ales. Bine, și textul ăsta se poate roti dacă nu vrem să stea așa, ci până vertical. Se face dublu click pe el și se schimbă unghiul. Momentan ce avem este o vedere pe sub, o să mai închid din ferestrele astea că sunt relevante acum. Dar observați că e o vedere mai uniformă, adică am controlat nivelul de adâncime. Ce vedeți aici este cumva gândit pentru arhitecți. În sensul că ei desenează direct peste modelul 3D în alt plan și cu alte funcții generează secțiuni și vederi.
Și atunci aici este un semicofraj, adică umple materialul, mi-arată niște continuități, se văd grinzile, lucru care pe artiști general nu interesează, ori le pun punctat, ori le închid layer-ul. Dar asta este o secțiune prin elevație la această cotă și asta vedem pe model. Bun, în continuare trebuie să venim cu niște cote. O să-i pun să fac textul ăsta mai mare, că, nu știu, implicit văd că l-a pus de 5, de 2,5 și a făcut și un raport de ăsta de a-l face stâlcit. O să-i scriu un titlu, scara 10. Desigur, trebuie să îl și pun 1 la 50 și momentan de asta e mare textul. Mă comut pe 1 la 50, lucrul ăsta l-aș fi sesizat de la primul set de cote, că n-aș fi avut loc să-l detaliez. Bun, pe acesta la fel revin cu cotare vedere. Îi pun cotare liniară, dar având zonele astea circulare, s-ar putea să nu fiu foarte mulțumit de capetele lor. El a cotat. Deci, unele cote pot fi mulțumit de ele, altele nu sunt mulțumit și le șterg. În completare pot să adaug, să vin cu alte cote sau pot să copiez cote, deci cât de detaliată e planșa ține doar de utilizator. Și aici la fel nu mă interesa. Am două abordări, fie șterg și cotez manual, fie pot să șterg din puncte, dar aici sunt excesiv de multe puncte încât nu se justifică munca asta să le scot doar ca să nu pun un alt set de cote. Aici vă reamintesc, placa a fost făcută din 3 bucăți, fiindcă erau axele active și atunci mi le-a luat în calculul conturului automat. Am și funcție de uniți suprafeței și atunci se poate rezolva și acest aspect. Bun. Asta e un set de axe, de cote, care sunt dispuse la exterior. Mai am o funcție de cotare automată, dar aia funcționează pe 3D și atunci fac un mic artificiu. Cotez pe 3D și mut cotele peste planș. Funcția de cotare automată se găsește în modulul general în cotare și se numește cotare automată. Cum funcționează? Îmi aleg o linie pe unde să trec cu cotele. Fac un click pe aici, o să treacă o linie de cotă. Dacă direcția este orizontală, confirm unghiul de 0, după care trasez o linie care va tăia diferite puncte, dau un escape și încă un escape. Și mi-a cotat punctele. Desigur, e vorba de setări aici, că și ăsta e un stil de cotare care trebuie configurat odată și după aia îl reține. Dacă eu îl editez acum, nu e suficient, trebuie să îi preiau proprietățile editate și apoi o să știe la următor. Deci doar o să fac dublu click dreapta și de fapt, o să fie pe cotare automată și preiau proprietățile de aici. Și o să cotez și pe vertical în mod similar. Deci fac un click pe unde trece linia de cotă. Faptul că merg vertical îmi impune să pun 90 de grade. Deci 90, Enter. Și acum desenez linia care va intersecta elementele. Și îmi poziționează. Și aici este o setare decupare suprafețe fundal și atunci nu mai sunt probleme, inclusiv dacă mut elemente. Deci se reface mereu în spate, este o umplutură care să clarifice ce se întâmplă cu hash-ul. Bun, după ce termin, să zic că pun multe cote, nu doar ce se întâmplă pe aici, pot să le zic mutare, filtru după element, cotare, ok, și mut aceste cote Bun, alte informații, pe zic P1, aici structura simplă, pot să fac și în modul ăsta, deja că vreau să stau să atribui elemente, pot să fac cu estimare și să zic că astea sunt la fel și apoi să dau un numer tare, zic P1 și să-i pun un indicator de text. Când punem indicatorul de text, să fim atenți la grosimea linii, fiindcă el e ceva 2D și ține cont de proprietățile format de aici. Indicator.
Dacă vreau să revin cu alte cote, pot să fac dublu clic dreapta și în maniera asta mai continui pe aici detalierea cu cote pe care le consider eu relevante. Bun. Un alt aspect va fi cel al golurilor. Trebuie să îmi identific golurile. Acum aici nu e mare lucru șmecherie, un singur gol. Dacă nu o să vină golurile alea infernale de instalații, alea se văd ca niște pătrate. O să vă și arăt cum facem lucrul acesta. În fine, asta o să-l arăt când și armăm placa și atunci punem goluri de instalații, vedem ce se întâmplă cu cofrajul și cu planul de armare. În orice caz, acum vreau să identific golurile. Cum o să fac? O să fac un mic artificiu și anume, intru în proprietăți, fac dublu clic pe vedere asociativă, intru pe bifă, pe definiții de ascundere și aici îi spun suprafețe pixel din texturi, umpluturi, culori. Atunci ce o să facă programul? Ce este vizibil ca beton, îmi pune textură. Eu nu o să dau planșa așa, dar mă ajută că unde este gol, îmi apare cu alb. Atunci, reprezentarea golului se face ca la desen tehnic, îmi aleg funcția umplutură, mă asigur că nu am contur automat activ și îmi desenez un simbol de gol. Cu funcția umplutură. Bine, se poate alege culoarea, fie mai neagră și dacă nu-ți mulțumit de punctul ăsta de agățare, poți să-l mai reglez. Dar în maniera asta, în prima fază, îmi identific golurile. Golurile sunt foarte importante, reprezentat pe cofraj. După ce am terminat cu identificarea de goluri, fac dublu clic, definiții, îmi dezactivez suprafața asta de animație. Bun. Un plan de cofraj, pe lângă descrierile elementelor cote, trebuie să conțină și secțiuni rabătute, prin care se înțeleagă la ce cote vin elementele. Secțiunile rabătute le vom desena într-un alt desen. Și să vă explic imediat de ce. În primul rând, betonul acesta trebuie reprezentat diferit, adică elementul în sine, grindă sau stâlp, este din beton armat. Betonul armat vreau să-l reprezint pe un cofraj cu element secționat. Deci dacă l-am tăiat cu vedere, să-l văd secționat. Problema este că și secțiunea rabătută este tot o secțiune de beton. Și dacă nu fac un mic artificiu, el o să arate hașurat și o să pot să-l confund cu un element vertical. Și atunci se face următorul lucru. Se setează cum să se comporte stilul de suprafață de tip beton armat în funcție de planș. Ca să facem setările, setările le facem o singură dată și programul le reține. Se face dublu clic pe spațiu de lucru. Dublu clic dreapta pe spațiu de lucru și aici intrăm în zona de leere. Acum arată aici un pomelnic de leere, că programul vine cu leerele făcute și dacă are informații relevante le pune pe acele leere. Pot să limitez aici să văd doar leerele existente și atunci e un pic mai prietenos. Nu mă interesează acum leerele, ci mă interesează să merg la definiții format, gestiune stil linii, stil suprafețe, tipuri de reprezentare. Astea ar trebui să fie unice într-un birou. Deci le face odată cineva și le pot importa colegii, cu toate planșele să arate la fel. Mă anunță că e importantă modificarea pe care o fac, adică că afectează întregul birou. Deci, care e ideea din spatele acestor stiluri de suprafețe? Eu pot să primesc proiectul de la un arhitect care face betonul cu roz, cu verde, cu negru, cum vrea el. E de ajuns ca el să-și pună stil de suprafață beton armat, stilul 301, și să-și facă aici tipurile lui de planșe. Poate lucra și în rețea cu mine. Când a venit proiectul lui la mine, dacă el se numește beton armat, o să preia definițiile date de mine la nivel de birou de proiectare. Deci dacă un birou de proiectare se folosește această hașură, această culoare pentru secțiuni rabătute, se va aplica oricărui proiect, indiferent de sursa de unde vine, dacă identifică stilul de suprafață beton. Acum, în esență, dacă lucrăm singuri așa pe un proiect, lucrurile sunt mai simple. Avem de stabilit pentru acest reprezentare, să zicem, scrie definiții scară. Deci în funcție de scară îmi reprezintă hașura. Dacă ați văzut, hașura se schimbă, ea are o echidistanță pe hârtie și se schimbă în funcție de scară.
Definiție scară înseamnă că în funcție de scara la care plotez, îmi aleg un stil de reprezentare a betonului. Și e bun, 313 exact cum trebuie reprezentat betonul armat. O să las pe afișare tipuri de reprezentare și aș dori așa, la plancofraj, să-mi aleg o umplutură, deci aici este hașură, motiv, umplutură sau suprafață de animație. Voi alege o umplutură închisă la culoare, zic 16, iar la desen armare am să mă asigur că nu am absolut nimic bifat. Și atunci când planșele de tip armare nu mi-apare nimic, deci niciun hașură, când este planșa de tip plancofraj, cum voi pune doar secțiunile rabătute, apare betonul negrit. Când este o planșă obișnuită, va fi de tip definiție scară și mi-apar hașurile. Deci setările astea o să le faceți odată și rămân valabile sau poate în birou le aveți deja făcute. Șmecheria acum ca să facem secțiunile rabătute este să le punem pe un alt desen. Ăsta e artificiul prin care pot să dau stiluri de reprezentare diferite unor elemente care se vor regăsi în final pe aceeași planșă. Deci aici o să-i spun secțiuni rabătute. Etaj curent. Îl pun cu roșu, fiindcă vor fi active și îmi las pe galben planul acesta. Și o să fac o secțiune rabătută. Cu modulul creare secțiune, îmi selectez cofrajul. Practic, pentru detalierea cofrajului acesta, va fi nevoie să fac două secțiuni. Una printr-o grindă transversală, una printr-o grindă longitudinală. După care voi copia corpul de secțiune și el se va identifica cu modelul 3D. Deci nu va fi doar o copie a T-ului, ci va copia corpul de secțiune și va reprezenta exact ce se întâmplă în zona respectivă. Deci o să încep așa, cu o secțiune printr-o grindă transversală. Dacă vreau să secționez o grindă transversală, trebuie să mă uit paralel cu ea. Deci mă uit paralel și o secționez o perpendicular. Deci mă uit de aici. Îmi fac acum, prin două clicuri, corpul de tăiere, adică atât de mare vreau să fie secțiunea T rabătută. Dau un Escape. Și aici programul mi-a identificat și următorul etaj. O să pun un pic deoparte această secțiune. O să o limitez să nu mi-apară până sus elementul acela. Nu mă interesează să-i pun nicio etichetă și o să-i setez câteva lucruri. Intru odată în definiții. Nu în definiții, intru în proprietăți. Și aici o să-i spun să reprezinte corpul de secțiune. Și o să-i debifez reprezentare linie, să nu mai impună secțiunea 10-10 sau titlul aia. Și dau OK. Acum observați ce înseamnă corpul de secțiune. Avem un paralelepiped galben. Ce este acest paralelepiped galben care a apărut și pe modelul 3D? În momentul în care fac orice fel de vedere asociativă, eu aleg elementele pe care doresc să le văd, îmi aleg direcția din care mă uit și apoi, prin cele două clicuri pe care le fac în plan, îmi definesc un paralelepiped în interiorul căruia mă uit. Adică vederea asociativă nu este altceva decât o reprezentare a ce se găsește în acest paralelepiped din direcția de vizualizare. Activând corpul de secțiune, o să am numeroase posibilități de optimizare a muncii. Secțiunea asta o să o cotez automat și o să vedeți că aici am pune suficiente cote. Deci cotarea automată nu mai e așa dezastroasă cum era pe elevația aceea. Pun și cote de nivel. Aici o să pună prea multe sau prea puține. O să intru și zic să pună și pe elemente 3D. O să șterg pe cele irelevante. Mental, să o lași pe asta pe sub. Vad arhitectul. Am aranjat-o pe aceasta și o voi muta fix pe unde a trecut secțiunea inițială. Deci unde era cutia aceea galbenă, acum mut fix aici corp. Asta e o condiție foarte importantă pentru a-mi facilita ce urmează să fac. Am muncit destul de mult să obțin o secțiune tera bătută, nu o să muncesc la fel de mult să le fac pe toate celelalte. Pur și simplu merg pe modelul 3D și asta e o observație importantă, deci copierea să o fac de pe modelul 3D și nu fereastra aceasta cu reprezentarea.
Deci copiez cutiuța asta, o iau de un ax și o duc și la alte grinzi. O duc și prin pereți, pe oriunde este necesar. Și acum mă uit în partea aceasta. Deci observați că ignorăm texturile momentan. Asta abia pe planșă o să apară negrit, astea rabătute. Dar uitați cum apar secțiunile. Deci aici este secțiunea T. Aici a avut gol, a făcut secțiune L. Aici a avut golul în stânga, a făcut L. Secțiune T. Aici a mai ieșit un pic placa cât e diferența între bulb și perete. Deci îmi dă realitatea. Și asta pot să fac și aici. Să copiez. În general copiem ce este de aceeași orientare, adică merg pe secțiunile acestea transversale. Pot să le copiez și aici. Aici, de exemplu, se termină mai devreme. Nicio problemă, pot să merg pe corpul ăsta și el are parametrii de editare ca să-l duc până în capăt. Bun, acum sunt exagerat de multe aici și cotele nu-și mai au locul. Deci trebuie să intervine omul să le facă loc, să le aranjeze cumva. Sunt multe funcții de editare. De exemplu, aici e foarte aglomerat, nu se mai înțelege nimic. Unele sus, altele jos. Poziția cotei se poate schimba. Deci pot să dau click dreapta, mutare cotă și mută doar textul de la ea. Pun cumva. Deci programul permite mutări, doar că trebuie să le fac. Adică nu pot să las chiar automat cum a aranjat. Aici la fel pot să mai aranjez că e o riglă de cuplare, se vadă dimensiunea. Dar observați că au rămas un pic în urmă vederile, deci reprezentarea este corectă, dar cotarea nu este automat. Deci după ce le-am aranjat, o să mai dau pentru aceste vederi, deci ce o să fac? Îi zic cotare vedere, cotare liniară. Clic dreapta să-mi apară simbolul sigma și o să-mi selectez aceste vederi asociative. Deci doar vederile rabătute, nu mai selectez și plan de cofraj, că l-am muncit să aranjez cote. Și dau click dreapta. Păi n-am un criteriu de filtrare față de asta, adică nu găsesc o condiție. Eu cum bă, că am agățat, tot am agățat și ăsta mare. Ideea care este că intervenind acum cu cotarea asta, care cred că n-avea elemente 3D, că mi-a cotat doar grinda, adică a zis 90 cât e grinda, dacă vreau și placa, trebuie să-i pun, da, era pus. A pus și placa, dar separat, n-a mai mers până în lungimea ei. Și aici la fel, astea cotele ei aparțineau aici, este perete, deci a cotat doar placa unde e perete. Dacă să zicem, se întâmplă niște modificări și noi nu știm de ele, deci astea sunt la etajul 1. Să zicem că foarte frumos arhitecții care sunt în același birou, cazul vostru, nici nu vor să vă anunțe și se pun să facă niște lucruri foarte frumoase, cum ar fi asta. Bine, aici se intru doar pe etajul 1, eventual ca să am un control. Și la etajul 1 încep să-și facă de cap cu structura. Așa, mai schimbă și un stâlp. Unii schimbă, nu? Ai văște, nu schimbă? Se joacă, îi se pare că e urât. Și îl face așa. E, acum când mă duc la planul meu, el este actualizat, dar cotele i-au rămas în urmă. Deci cotele astea, fiindcă e debifat cotarea automată. Acum, și stâlpul ăsta e dus aici. Bine, ar mai trebui alungit un pic corpul de secțiune, că era secționat mai mic. Se actualizează modificarea asta. Aici secțiunea era văzută, îți vadă și stâlpul de mai sus și stâlpul de mai jos. Deci se întâmplă niște lucruri. Desenul este actualizat, dar cotele trebuie refăcute. Și se refac cu cotarea asta automat.
Atunci le-a aranjat. El oricum, dacă n-aș fi făcut operațiunea și rămânea cota asta, asta pur și simplu devenea o cotă inutilă. Dar observa cineva, că nu, până la verificator o vedea cineva intern, măi, dar ce e cotat aici? Și apoi, aoleu, mi-a schimbat arhitectul. Și mă înțelegeți cu arhitectul. Deci, ce vreau să zic este că el citește ce găsește acolo. Dacă se modifică, păi s-a modificat la toată lumea, adică nu o să se supere doar cel cu cofrajul, se supere și cel cu grinda. Când ai văzut că la planșa lui și la el s-a mutat grinda. Acum, dacă se poate discuta omenește și civilizat, nu e nicio problemă, așa e corect. Adică dacă am schimbat un element, mi se schimbă oriunde există el. Deci trebuie cumva, dacă se știe că, practic ce se întâmplă aici, există o agrafă în modul în vedere asociativ, în care mi-apar cele desene sunt legate. Deci eu, dacă știu că am umblat în desenele astea cu care sunt asociate, trebuie să mă uit pe plan să văd ce s-a modificat. Și să actualizez cumva acele modificări. Altfel, desenul e corect, dar cotele, mai ales dacă sunt puse de mână, rămân în aer. Ok. Acum, cam asta ar fi fluxul de lucru de făcut cofrajele. Dacă aveți etaje curente de care sunteți convinși că sunt etaje curente, ori faceți sistem de ăsta cu N în loc să punem cotele și dăm valorile lui N, ori putem exporta planșa în PDF, o tragem înapoi pe alt plan. Deci practic am convertit-o 2D și dau doar replace la titlu. Dar trebuie să fim convinși că este etaj curent. Dacă este 95% etaj curent, atunci facem un pic diferit. Copiem detalierea, că practic noi la asta muncim, adică munca noastră nu este să facem secțiuni rabătute și asta pe sub, asta este imediat cu puțină dexteritate. Munca este aici, pe 1, stâlp, cota asta, că am mutat-o. Deci pot copia efectiv cotele. Că asta e munca, cote, texte, indicatoare, asta este munca pe care am depus-o în întocmirea cofrajului. Le pot copia cu Ctrl-C, eu le copiez doar în exterior, Ctrl-C, Ctrl-Alt-V pe etajul respectiv. Și atunci o să văd că pe o zonă sunt niște cote care cotează niște elemente care sunt puțin diferite. Deci asta ar fi modul de lucru. Altfel, etajele astea curente sunt din ce în ce mai puține în ultimul timp, tot schimbă arhitecții. Dar asta ar fi recomandare. Deci ce înseamnă munca noastră a fost să cotăm și atunci copiem cotele, le punem peste planul acela și îl urmărim dacă sunt diferențe. Bun. Acum o să finalizez tot cu un plan de plotare. Deci o să-i zic editare planșe. Și acum am deja o planșă. Nu e nimic. Fac dublu clic pe spațiu de lucru sau deschidere fișiere proiect. Este echivalentul a ce făceam în zona de model. Și aici pot să zic plan cofraj. Etaj curent. Bine, și trebuie să fac și un dublu clic că o deschisesem tot pe 1. Ce vreau să observați este, fiindcă planșa 1 are denumirea secțiune clădire, o mă duc în cartuș și o să scrie secțiune clădire. Deci se pot pune atribute care țină cont de nume de planșe, de numele beneficiarului. Asta o să vedeți în filmul numit Cartuș Inteligent. O să-l anexez playlist-ului. Definire pagină. Eu puteam să salvez ca să nu muncesc de fiecare dată să depun cartușe. Pot să intru aici, definire pagină și să-l salvez. Plan revin aici. Acum nu știu dacă îmi trebuie chiar a doi, dar o să încarc ca să nu mă mai chinui cu restul de cartușe. Bun. O să-i zic un A2 orizontal. Observați că acest cartuș are o distanță de poziționare față de margine pe care vă stabiliți voi. Bine, are aici distanțele. Dar fuge cu blatul de hârtie. Deci dacă mai extind foaia, nu se mânca pe plan de cofraj, pleacă și cartușul. Îi zic element plan. Aici o să fie un mic artificiu.
îi zic structură de clădire și nu o să-mi adaug un desen, ci intru cu două desene deodată. Deci am plan etaj curent și desenul cu secțiuni rabătute. Îi dau OK și îl poziționez un pic deoparte. Bun. Momentan nu s-a întâmplat nimic spectaculos aici, secțiunile rabătute au tot aspect de beton vertical. O să intru în listare elemente plan, tot, și o să zic că pentru secțiunile rabătute să aplicăm tip reprezentare plan cofraj. Îi voi da OK și acum tot ce era în desenul de secțiune rabătută mi-apare negrit. Deci un singur material, beton armat, dar desenul acela unde am făcut secțiunile rabătute vreau să fie ca reprezentare plan cofraj, celălalt definiție scară. Și totodată o să mai urmărim aici un aspect, ce vă vorbeam cu elementele cu secționate să fie de grosime mai groasă. Aici sunt identice. O să revin, este doar o setare pe care am uitat să o fac. Pe această vedere, bine, el mă anunță că trebuie activate, deci în această vedere, o să intru în proprietăți și o să-i zic muchii elemente secționate cu linie groasă. Toate muchii sau doar muchiile exterioare le las pe toate. Acum linie groasă sună cam vag. Dacă vreți să stabiliți grosimea liniei groase, tot din definiții format, se poate stabili ce înseamnă linie groasă în funcție de planșă. Deci ce grosime de linie are linia considerată mai groasă. Acum revine un 0,5 așa. Deci observați acum elementele secționate verticale sunt ceva mai groase. Aici e o problemă, adică așa e 3D-ul. Deci trebuie să iau o decizie, mut stâlpul, fac ceva la grindă. Deci problema rămâne. Arhitectul s-a jucat, dar poate nu s-a gândit la toate implicațiile. De asta zic că el s-a jucat pe 3D, habar n-are de planșele noastre, dar acum suntem și noi afectați și începem discuțiile. Lucruri de astea se văd pe planuri. Deci poate dacă pe 3D-ul e complex, ne fură, la planșe nu avem nicio șansă să scăpăm cu erorile astea. Deci acum sunt elementele și secționate. Fac un decupaj cu fereastră plan din elemente existente și selectez toate aceste. Bine, sunt doar două, dar puteau fi mai multe. Asta e planul pe care mi-l aduc aici. Încape, dar totuși aproape încape. Vreau să fac pagina mai lungă, mă duc în definire pagină și măresc lățimea la 700 de milimetri. 750. Sau mai trag de axă. Pot să las 700 și să intru în prelucrare plan, prelucrare desen. Deci clic dreapta prelucrare desen. E ideea în care deja o să fie câteva sute de desene, multe nu sunt ale dumneavoastră și nu mai știți pe unde era planșa aceea. Doar ați văzut când ați plătat-o că sunt niște probleme. Și mă duce fix în desenul acela și am ajustat-o ca să fie totul pe culoarea neagră, intru în listare elemente plan tot. Și aici o să-i spunem culoare predefinită neagră. Și în rest se mai adaugă note, cartușe, inclusiv există posibilitatea asta de copy-paste, chiar dacă obiect o le știe să-i facă, deci să-mi iau note de pe un plan, le selectez, Ctrl-C, mă duc în alt plan, Ctrl-V, și ele își păstrează referința spre același fișier și aici definitivez plan. Deci e bine să faceți backup-uri, că vă ziceam, dacă aveați propuneri înainte să mute arhitecții grinda aia, acum e mutată. Deci dacă aveți backup-uri, mai puteți apela la varianta aceea. Sau dacă vreți, facturați beneficiarul pentru modificările care au fost din cauza lui. E bine să faceți un backup ca să aveți și vechile planșe, că altfel rămâneți cu ele doar în PDF. E mai greu de revenit și, din păcate, încă se întâmplă lucrurile astea și doar vă zic din experiență că e bine să le salvați. Ok. Deci cam așa vine planșa, se poate exporta în PDF. Se pot exporta toate în PDF. Bine, toate, nu s-a ajuns două planșe momentan. Și inclusiv se pot combina într-un singur fișier. Dacă prezintă vreun avantaj, un fișier cu toate planșele.
Cu deschidere, ok. Și atunci nu contează formatul, PDF-ul și automat formatul, deci și la un plotter mergeți PDF-ul și se vede exact ca PDF. Și își completează planșele așa cum sunt ele. Putem genera un borderou cu planurile acestea. Dacă fac un dublu clic pe acest organizator și organizarea asta se poate face mai elegant un pic decât toate planurile, că vă dați seama că rezultă 10, dacă nu sute de planuri la o clădire. Și atunci, și dacă mai aveți și arhitecți în clădire, lucrează și ei pe același proiect, atunci deja trebuie un pic sistematizat că se pierde firul. Și atunci ce se întâmplă? Se face o ierarhizare, exact ca la desene, să spunem pe specialități, arhitectură, rezistență, instalații. Și apoi, la fel se pot face pe etape de predare. Se spune introducere, nivel, structură de TAC, PT plus D. Desigur, chiar un client că de la asta m-am atras. Dacă ați predat DTAC-ul, deci ce a schimbat fundațiile, se schimbă și DTAC. Deci alea cumva, ori salvați-o vechimea proiectului DTAC, ori ele s-au actualizat deja. Ca desen. Ca coate, trebuie revizuit. Bun, deci se face toată ierarhizarea asta, oricât avem nevoie. Păi da, pot să fac fundații de DTAC, fundații de PT, dacă consider. Fac o copie a desenului. Și atunci, într-adevăr, nu mai sunt probleme. Deci fac un alt desen, fac varianta 2, cum se mai întâmplă la proiecte, să ai varianta 1, varianta 2 pe același proiect. Ai planșe pentru varianta 1, planșe pentru varianta 2. Doar să nu se încurce cine mai lucrează în ele. Dar programul vă permite lucrul ăsta, sigur. Și aici, în final, după ce ne săturăm de indentarea asta, trebuie să atribuim niște planuri. Adică de la 1 la 10 sau de la 1 la 5, îmi pun aceste planșe. Și tot așa. Deci se atribuie de la 11 la 15 alte planuri. Deci se pun desenele astea și toată munca asta se poate face odată, nu trebuie la fiecare proiect în parte. Faceți odată structura de clădire cu denumirile din dreapta, DTAC, PT, cu planșele. Vă zici, spuneți proiect tip, după ce ați predat proiectul, faceți o copie, ștergeți clădirea și aveți deja desenele cu toate denumirile. Și la alt proiect, doar mai puneți alte etaje și desenați direct în planșele făcute. Ca așa aveți și un ordin ce planșe trebuie făcute și mai economisiți din timp. Dar am vrut și să o luăm de la zero așa, fără niciun șablon. Și ziceam de borderou, avem aici rapoarte. Deci în navigarea asta de desene, rapoarte, sunt câteva rapoarte, o să zic listă planuri cu documente. Iar dacă lucrați în rețea, cum aveți majoritatea de aici, o să apare și utilizator. Aici fiind local, știu că le-am făcut eu. Dar altfel apare și ce user l-a făcut și la ce dată. Și apar ce desene intră în componență. Bine, sunt dublate că astea au intrat ca viewport-uri de câte două ori. Și e ca o previzualizare, se poate scoate și în Word treaba asta. Deci o variantă este să scoatem un Word, o variantă mai elegantă, dacă vreți să vă faceți propriu aici, în loc de alt plan, să puneți indicatorul firmei. Se poate face lucrul ăsta. Deci aici e... bine, și va actualiza. Unde o fi strada, cred că e jos. Se afișează logo sau putem schimba logo-ul. Sau mai mult decât atât, dacă nu vă sperie un pic de programare, se poate da editare raport. Și atunci se pot formula, se schimba formule pe aici sau adăuga texte statice, texte dinamice. Există un manual la noi pe site, editare rapoarte și liste și legende. Deci se pot edita listele astea împișite de alt plan să arate altfel, să arate cum le făceați până acum. Aici e undeva unde vă explică sintaxa la
treburile astea și de unde și ia etichete, atribute, adică nu e chiar să scrieți cu 0 și 1 programarea. Are niște etichete. Cine a mai lucrat în ceva similar, în tecla, e cam la fel. Deci se pot crea aceste șabloane, dar ele sunt cam satisfăcătoare așa cum ies. Adică dacă își deschide aici listare, planuri, documente, cam așa arată și în ultima instanță puteți pune într-un Word și înlocuiți doar conținutul. Ok, și mai erau niște liste aici la desene legate de conținutul proiectului, adică structura de clădire și apar ce desene conține. Asta nu știu, doar intern să aibă vreo relevanță. Ok, și vă ziceam de metoda aceea rapidă de a converti DVG toate planșele, fiindcă chiar dacă PDF-ul e un standard care poate fi deschis și se deschide identic, nu ce versiune de AutoCAD ai, constructorii tot o să ceară DVG-uri. Deci tot DVG-uri cer, că își mai măsoară și mai... Și e cumva o, trebuie dat într-un format editabil. Acum, ultima versiune de AutoCAD știe să editeze PDF-uri. Înainte nu știa. Dar în continuare îți vă arăt care e cea mai simplă metodă. În ideea în care ați făcut câteva sute de planșe și vreți să le convertiți pe toate în DVG, exact cum vi le cer, în milimetri și cu drawing unit-ul în decimetri. Deci, care ar fi fluxul pe care îl recomand?